Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local Antena 1 Pitești. Iată pentru început titlurile ediției. A fost plan roșu de intervenție astăzi la Pitești. Despre ce este vorba aflați imediat în Observator. Polițiștii se pregătesc să vă asigure liniștea de sărbători. Ce recomandări au aceștia, vă spun în câteva minute. Secția de oncologie de la Spitalul Județean Argeș a fost reamenajată și dotată corespunzător. Vedeți imagini la Observator. Accident cumplit astăzi la ieșirea din oraș. O autocisternă cu GPL a căzut de pe autostradă de la 10 metri înălțime. Mai multe persoane au fost rănite, iar două au decedat. Autoritățile au impus imediat cod roșu de intervenție. La fața locului s-au deplasat 10 de echipaje SMURD și ale inspectoratului pentru situații de urgență. Nu vă alarmați însă, totul a fost doar un exercițiu pregătit de autorități și inspectoratul pentru situații de urgență pentru a vedea cât de promptă poate fi intervenția într-un asemenea caz. Chiar după o jumătate de an de când a avut loc, incidentul de la colectiv ține autoritățile în gardă. Exercițiul a presupus un scenariu de intervenție a pompierilor și a echipajelor medicale, ca în situația extremă a unei tragedii cu victime multiple, precum cea din toamna anului trecut din clubul colectiv. Autoritățile vor să testeze astfel capacitatea de reacție, de intervenție și de acordare a primului ajutor în cazul unui eveniment cu mulți morți și răniți. Acest exercițiu de testare a planului roșu pe care ni l-am propus să-l desfășurăm astăzi este foarte adevărat replanificat. A avut ca scop testarea în timp real a activării resurselor de prim ajutor medical și medical în cazul producerii unui accident cu multiple victime. În speță, scenariul de astăzi a fost construit pe un accident cu victime multiple produs la un centru comercial cu afluență mare de public. În mod special am vrut să organizăm acest exercițiu pentru că vrem să vedem cum ne coordonăm în condițiile unui accident cu victime multiple. Cum vedeți, avem și un spital de campanie amenajat în care victimele până vor fi transportate la spitalele din județ și din afara județului sunt stabilizate. Vreau să vă spun că participă peste 250 de persoane la acest exercițiu și am vrut să văd încă o dată, vă spun, cum se corelează, cum se coordonează serviciile sub coordonarea ISU de la momentul întâmplării acestui eveniment până când toate victimele sunt transportate la spital. Pe lângă forțele ISU, au fost implicați polițiști, jandarmi, dar și personal medical de la Serviciul Județean de Ambulanță. A fost cel mai mare exercițiu desfășurat în județul Argeș. Sărbătorile pascale coincid anul acesta cu 1 mai. Oamenii au început deja să asalteze piețele și supermarketurile pentru cumpărături. Își pregătesc deja concediile pentru această mini-vacanță. Este însă și o perioadă în care se pot întâmpla multe incidente. Hoții pot profita din plin de neatenția oamenilor și pot da spargeri sau pot chiar fura din buzunarele celor care sunt neglijenți. Pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple, polițiștii au venit cu sfaturi utile. Mare grijă atunci când mergem la cumpărături, pentru că acum piețele sunt aglomerate, hoții, din păcate, sunt și ei prezenți. Tocmai de aceea trebuie să nu scoatem sume foarte mari de bani la vedere atunci când îi transportăm, să-i ținem la buzunarul de la piept, dacă se poate. Ce pot să mai spun eu? Mare grijă de unde comercializăm carne, produse perisabile. În niciun caz de la văzătorii ambulanți de pe marginea străzii. De înviere, atunci când vor fi foarte mulți enoriași la lăcașurile de cult, la fel, să avem mare grijă acolo unde ne punem banii și trebuie să ne ferim de acești hoți care își fac veacul acolo unde este aglomerație și unde nu suntem atenți asupra bunurilor pe care le avem asupra noastră. Oamenii legii vor spori controlele în aceste zile. Chiar și la slujba de înviere, polițiștii locali vor efectua patrule. În cazul unor incidente neplăcute, polițiștii îi sfătuiesc pe oameni să apeleze la poliția locală a municipiului Pitești. Echipaje ale poliției locale vor fi prezente peste tot în municipiul Pitești, iar dacă vor fi probleme, rugăm locuitorii municipiului nostru să apeleze dispeceratul non-stop 0248 210 230
și în cel mai scurt timp un echipaj al Poliției Locale va fi prezent în zona respectivă. Secția de oncologie de la Spitalul Județean Argeș a fost reamenajată și dotată corespunzător. Totul a fost posibil cu sprijinul voluntarilor de la Rotary Club Pitești. Aceștia au reușit să strângă peste 100.000 de euro, bani ce au fost necesari la achiziționarea de paturi sau aparatură. Printre cei mai încântați de acest proiect sunt cu siguranță pacienții, însă și cadrele medicale ce îngrijesc bolnavii se bucură că pot beneficia de condiții la standarde europene. Cu sprijinul clubului Rotary, a unor oameni deosebiți, am putut să asigurăm cel puțin pentru început un salon dotat la standarde europene, astfel încât suferința pacienților să fie mai ușor de suportat, iar noi să ne putem desfășura activitatea medicală în condiții decente. Și conducerea clubului Rotary este mulțumită de faptul că, prin intermediul acestui proiect, pacienții pot fi tratați cu aparatură de ultimă generație. Acest salon pe care o veți vedea a fost reamenajat și utilat din toate punctele la parametrii europeni. Și din acest motiv putem să spunem că acest lucru se poate face numai când suflete se întrunesc într-un obiectiv comun. Nu contează să fie o organizație, să fie statul, să fie alte structuri. Important este să ne fixăm niște lucrurile și pe urmă să ne luptăm, să putem să îi realizăm. Iar proiectele celor de la Rotary Club nu se încheie aici. Aceștia vor mai desfășura astfel de acțiuni și în viitor. Va urma altfel de etape și în afară de acestea noi am avut intervențiile și în trecut cu maternitatea Spitalul Județean și pentru viitor avem obiective pe care le îndeplinim. În momentul în care am îndeplinit, atunci trecem la celelalte. Deci e foarte ușor să ne fixăm niște puncte și pe urmă să le lăsăm toate începute și neterminate. Noi avem un obicei, am fixat, am țintit, am realizat și pe urmă trecem la următor. Voluntarii clubului au achiziționat 7 paturi mobile, 2 sisteme mobile prevăzute cu kitul necesar pentru tratament, dar și noptiere, scaune, paravane și aspiratoare. Universitatea din Pitești se reorganizează din noul an universitar. UPIT Pitești va porni la drum cu cel mult 6 facultăți. Nu se vor desființa facultățile existente, însă se vor comasa în ideea desfășurării unei activități mult mai competente. Asta susține conducerea universității. Rectorul Dumitru Chirleșan a vorbit despre ultimele noutăți la Universitatea din Pitești. La acest moment, toate cele 11 facultăți ale universității și-au ales decanii. Decanii celor 11 facultăți din universitate nu vor rămâne prea mult pe funcții. Conducerea universității în frunte cu rectorul Chirleșan dorește reorganizarea. Așa că în noul an universitar vor exista cel mult 6 facultăți. Sunt foarte mulțumit că fiecare facultate are decanul pe care și l-a dorit. În paralel, am început unul din, să zicem, din planurile de mare ambiție ale actualului mandat, am început activitatea de restructurare. Ce presupune restructurarea aceasta? Prima etapă, etapa restructurării macro, cum îi spunem noi, presupune reducerea cât mai drastic posibil a structurilor actuale ale Universității din Pitești, care nu se justifică în raport cu numărul de studenți ai Universității și cu domeniile de studii. Ca să nu creăm tensiuni inutile, am aplicat principii, pentru că acolo unde sunt principii, nu apar discuții. Iar principiul fundamental după care funcționează această restructurare este că, contrar a ceea ce a scris în presă că vor dispărea facultăți, facultățile în înțelesul lor administrativ-academic se vor comasa. O altă notată în ceea ce privește Universitatea din Pitești este aceea privind darea în funcțiune a activității la cantina universității. Alte vești bune sunt legate de construcția campusului universitar. Între conducerea universității și firma ce conduce lucrările s-au reluat colaborările, iar situația este pe un făgaș normal. Are doar 11 ani, dar a reprezentat România la unul dintre cele mai mari concursuri de muzică din Europa, Little Stars St. Petersburg.
Și nu numai că a reprezentat țara noastră, dar a luat și marele trofeu pe care l-a adus la Pitești. Este vorba despre Cezar Ion Mircea, un copil extrem de talentat, pe care, din păcate, îl susțin doar părinții, nu și autoritățile care ar trebui să promoveze astfel de talente. Să știți însă că nu este prima oară când Cezar participă la astfel de concursuri internaționale și iese învingător. Un reportaj cu un copil special chiar acum. Soarele va fi acolo unde știi, nimeni nu te oprește să vii. Vreau atât de mult să știi cât te pot iubi, nimeni nu te oprește să vii. Cu două melodii a participat Cezar la festivalul internațional Little Stars din Sankt Petersburg, o melodie în română compusă de celebrul compozitor Mihai Alexandru și interpretată excepțional de Cezar, iar a doua melodie a fost un cover. Oh, au fost copii din 9 țări, 50 la număr, și eu i-am învins pe toți cu piesele Acolo unde știi, de la Proconsul, compusă de Mihai Alexandru, și Stay With Me, de la Sam Smith. Am reprezentat România la acest festival și am ieșit învingător. Ai avut emoții atunci când ai urcat pe scenă știind că reprezinți țara noastră? Am avut emoții, dar m-au ajutat să transmit mai bine piesele pe care le-am interpretat. Da, a reprezentat România și a câștigat marele trofeu, o performanță pentru acest copil de doar 11 ani. Și nu este singurul premiu obținut de Cezar, are 10 de-a lungul timpului. Am obținut trofeul de argint la Ursulețul de Aur, ceea ce înseamnă locul 3 din tot festivalul, de la Baia Mare. Premiul întâi la Festivalul Internațional de la Năvodari, Delfinul de Aur. Din Bulgaria am obținut la Varna premiul întâi. Și multe, multe altele. Ai acolo un buchet de medalii, nici nu mai știi de unde le ai, presupun. Da, erau de când eram mai mic și de anul acesta. Multe medalii. Din fericire are alături de el părinții și bunicii care îl susțin. Autoritățile nici nu știu de existența acestui copil minune. Noi îl susținem întru totul, atât eu cât și soțul meu și bunicii, deci chiar formăm o echipă din umbră și care investim aproape totul în pasiunile lor. Deci toată munca și toată susținerea o au din partea noastră. Pentru că, din păcate, nu avem susținere din altă parte. În afară de profesori, de compozitori care îl pregătesc și din punct de vedere muzical, în rest, toate cheltuielile și tot ce ține de deplasări, de taxe, de costume, înregistrări, trebuie suportate de către părinți. Chiar dacă deplasările la aceste concursuri sunt foarte costisitoare, părinții nu renunță la pasiunea micuțului Cezar, iar rezultatele încep să apară. Din 50 de concurenți din 9 țări a fost cel mai bun, concurenți care au venit la festivalul internațional susținuți de diferite fundații sau chiar de statele pe care le reprezentau. La noi, din păcate, mulți nici nu au știut că suntem plecați, deci numai prietenii, numai persoanele apropiate nouă știau câte am întâmpinat. Inițial am avut probleme și cu vizele și am ajuns foarte greu acolo, dar nu ne-am dat bătut și până la urmă s-a meritat. Deci mulți credeau că vom renunța, dar chiar ne-am ambiționat și a fost foarte bine pentru copii și sunt foarte bucuroasă că am arătat că el are valoare și în ciuda faptului că nu suntem foarte mult susținuți, reușim și pe compromis. Dar Cezar nu este singurul talentat al familiei. Mara, sora lui, care nu are decât 7 anișori și care este foarte mândră de fratele ei, a câștigat premiul special la Mamaia Copiilor. Cum ți se pare faptul că, iată, fratele tău câștigă mereu, mereu premii internaționale? Mi se pare foarte bine. Da? Da. Ești mândră de el? Da.
Am înțeles că și tu îi calci pe urmelui frățiorului, nu? Ai și tu o diplomă acolo de la Mamaia Copilul? Da. Ce premiu ai luat? Premiu special. Deci nu, frățiorul tău nu e singurul talentat din familie. Da. Drumul lui Cezar pe treptele succesului este abia la început. În următoarea perioadă, Cezar va susține un recital la Baia Mare, la concursul Ursulețul de Aur, dar va ajunge și în Bulgaria, la un festival. Echipa Antena 1 Pitești îl susține pe Cezar și crede în talentul lui și este încântată să relateze despre astfel de copii care fac cinste acestei țări. Educația și cultura sunt cu siguranță două dintre principiile care stau la baza dezvoltării unei societăți. De acest lucru au ținut cont și autoritățile din Argeș, dar și instituțiile de cultură, care au organizat o rotondă de cultură, educație și știință sub coordonarea scriitorului George Rotaru. Centrul Cultural Pitești a fost gazda evenimentului Mondo Calendera. Cu acest prilej au fost expuse afișe de promovare a marilor scriitori români, precum și banere reprezentând cabinete școlare și săli specializate pe discipline de învățământ. De asemenea, a fost amenajat și un stand cu cărți de artă, literatură și astronomie. Vă mulțumesc pentru faptul că ați binevoit să participați la această manifestare care se desfășoară cu prilejul a trei evenimente mondiale importante. Este vorba de Ziua Pământului, care a avut loc acum o săptămână de zile, Ziua Cărții și a Dreptului de Autor, care a avut loc pe data de 23 aprilie, și astăzi Ziua Proprietății Intelectuale. Cultura și educația ne promovează și ne dezvoltă, ne ajută să ne facem cunoscuți. Și lucrul acesta este foarte important. Cred că toate aceste manifestări trebuie să fie în atenția piteștenilor și în atenția argeșenilor. Și cei care au astfel de inițiative merită felicitări. Aș vrea să-l felicit pe domnul Rotaru și pe colegul meu, Emil Oprescu. Amândoi se regăsesc în formula de asociație română-japoneză, oameni de bază care au purtat numele județului nostru, are municipiului Pitești și ale instituției pe care o reprezint, nu tocmai aproape, ci până în Japonia, și am avut diverse și vom avea în continuare diverse acțiuni legate de acest schimb cultural și educativ între cele două popoare. Expozițiile vor putea fi vizitate la Casa Cărții timp de o săptămână. Conducerea Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal și-a propus să câștige alegerile locale în toate municipiile din Argeș. Umaniștii sunt și mai încrezători când vine vorba de primăria Câmpulung. Aceștia sunt convinși că pot da noul edil al municipiului. Gheorghe Savin este reprezentantul umaniștilor pentru primăria Câmpulung. Acesta și-a format echipa alături de care intră în cursa pentru funcția de edil. Luni am depus listele de cei care candidează în Consiliul Local și în Consiliul Județean. Avem toate locurile ocupate la Câmpulung, adică 19 plus 5 rezerve. Nu doar primările sunt vizate de umaniști, aceștia au întocmit lista completă pentru Consiliul Județean Argeș. Avem candidați, avem consilii locale. Nu în ultimul rând, avem listă completă în Consiliul Județean Argeș, ceea ce zic eu e un lucru bun, pentru că fiecare om de acolo, după o listă, de unde e el, așa, urmează niște voturi. Deci vom avea voturi. Tot umaniștii spun că așteaptă un număr mare de votanți la alegerile din vară. Nu a început campania electorală, dar și canările electorale sunt deja la ordinea zilei, mai ales la Câmpulung, acolo unde candidatul PNCCD la primărie, Marius Dumitrescu, susține că a fost amenințat și s-a propus să renunțe la cursa electorală. Cei care ar fi făcut amenințările, reprezentanți ai PNL-ului și ai PSD-ului. Ultimele zile am primit o felul de propuneri, de apropouri de astea, că ar fi mai bine să mă retrag, că ar fi mai bine să îmi vădă treaba mea, că ar fi mai bine să... Să ne vedem de treabă, noi PNC-ul. Vreau să le spun celor două partide și reprezentanților pe care i-a trimis, adică în speță PSD și PNL. Una la mână, că nu mă sperie cu nimic. Nici nu mă retrag, nici nu mă voi retrage. Ba chiar mai mult, nu întorc obrazul celălalt, ba chiar o să ripostez.
Candidatul țărăniștilor își arată vădit dezamăgirea în ceea ce privește situația în care se află. Marius Dumitrescu a acceptat propunerea PNCCD-ului de a candida pentru fotoliul de primar al Câmpul Lungului, dar nu se gândea că lupta electorală se va transforma într-un adevărat război. De câteva săptămâni, țărănistul susține că primește amenințări prin care îi se spune că ar fi mai bine să-și vadă de treabă și să renunțe la candidatură. De vreo lună de zile se chinuie să-mi găsesc că nu dăm papură. Le spun, dar cu când au ce să găsească? Nici la mine, nici la... Au început așa, cu manta, adică până pe cotitură. Dacă nu a găsit la mine, au început să inventeze, să găsească tot felul de chichițe. Le spun, dacă nu mă sperie, nu mă retrag, indiferent de ce va fi. Merg până la capăt. Nu m-a retras niciodată, nu mi-e frică, nu plec capul la nimic. Ca să fie clar, să înțeleagă, poate n-au priceput până acum. Nu vor să înțeleagă că noi vrem să ducem o campanie curată. Ei văd că au început cu tot felul de amenințări, că mă distrug, că o să văd eu ce o să pățesc, că o să. Abia aștept. Mai mult, Marius Dumitrescu acuză cele două partide că ar fi încheiat un contract cu o instituție media prin care să fie denigrat în fața electoratului. Candidatul PNCCD la primăria Câmpul Lung susține că are și dovezi audio și video pe care le va difuza dacă nu se încetează cu amenințările și denigrarea sa. Nicolae Dică nu vrea să privească spre adversarul din afumați. Dică le cere elevilor săi să se concentreze doar pe duelurile formației sale. Vineri, SCM-ul joacă la Aninoasa, iar afumați la Bradu. Etapa poate fi hotărătoare pentru clasamentul seria a treia din Liga a treia. Vineri, echipa lui Nicolae Dică joacă în deplasare la Aninoasa. Tot vineri, acasă, Athletic Bradu poate încurca pe afumați. Eu pe mine mă interesează echipa mea. Important este ca noi să ne câștigăm meciul. Apoi, vedem ce se întâmplă și cu afumați. Practic, cei de la afumați au un program mai greu decât al nostru, dar, cum vedeți și voi, toate echipele când joacă cu noi, vin, se apără, se pun pe 25 de metri, până le reușesc să marchez, este foarte greu. La acest moment, SCM-ul și afumați au câte 44 de puncte. La meciurile directe, însă, mai bine stă echipa din afumați. Vremea este într-o ușoară încălzire cu temperaturi maxime cuprinse între 15 și 20 de grade Celsius. La Pitești, termometrul indică o maximă de 17 grade Celsius, iar temperatura minimă va fi de 4 grade Celsius. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul suflă slab. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile locale de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine. La revedere!